Salutare, oameni buni, bine ați venit la episodul 46 din cariera cu Crowley Town. Astăzi începem cu un transfer moca. L-am găsit pe băiatul ăsta pe Salvatore Bianchi sau Bianchi, care poate juca right wing back, right mid și cred că îl putem face CM, sincer, dar are niște stețuri interesante pe aici. Încă nu l-am scautat, mi-e frică să nu-l pierd, de aceea o să-l iau acum. Iată, vrea 13.500, un salariu destul de mare și 115.000 la semnătură. O să acceptăm acest salariu și l-am adus pe Bianchi. 67 overall pentru acesta. Cu siguranță joacă altă poziție, nu right wing back. O să-l facem CM, învață în 10 săptămâni. Și ne trebuie și un right back, Ryan Bell, englez, 20 de ani pentru acesta. Cam scund, dar cred că o să fie decent și el acolo. Avem nevoie de rezerve. 28.000 salariu și 250.000 la semnătură. Doamne, Dumnezeule. Uite, la pere aici l-am adus. Ia ducem pe toți la pere. Punem ceva în perele alea să-i convingem să vină. Și luăm. Un salariu destul de mare totuși. 72 rating. Bun. 83 pace. 65 passing. 65 dribbling. 65 defending. 68 physical. Foarte echilibrat băiatul ăsta, cotat la 2.900.000. Meciul 1 de astăzi cu City. La noi acasă. După ce i-am bătut în Community Shield și am luat trofeul. Din nou jucători obosiți la ei. Îmi place. Erling Haaland. Ne întâlnim încă o dată cu el. L-am văzut. De m-am săturat de ele. Uite-l și pe grid. Grealish aici, ce frumos, doamne, doamne, pregătiți aici de un nou sezon de Premier League, trebuie neapărat să terminăm top 4, acesta este obiectivul, top 4 în acest sezon. Jucătorul sezonului, capitanul nostru pentru a doua oară la rând, Vitor Morillo. Alejandro Balde pasă bună către Bondo, Bondo în care o acum, Bondo pasează prea în spate la Paredes, de ce la Paredes, era mult mai bine poziționat Monteiro, cred că era ăla. Alejandro Balde cu un dribbling senzațional acolo, Alejandro Balde, scoate, Bișlou, bravo Bișlou, de ce e Bișlou în poartă la voi, nu contează, este golul lui Alejandro Balde, ce frumos gafă de portar, gafa portarului de la City, de ce e Bișlou la ăștia, mă, ce s-a întâmplat cu Ederson, s-a retras oare, suntem în sezonul 5, nu cred că se retrage chiar acum Ederson, dar mamă, ce gafă de portar. Ce gaf acolo, un șut slab, rău de tot al lui Balde, însă își deviază cu genunchiul mingea în poartă. Nebunește Guardiola, băieți, a luat o razna Guardiola aici și înscriem și avem 1-0 cu City. Grealish pasă spre Pedri, Pedri aruncă mingea pe partea cealaltă unde este Doku liber, dar n-a preluat foarte bine. Întoarce acesta, pasă în careu la Baku, pericol, șut și apără Morillo, prima intervenție a lui Morillo în acest sezon de Premier League. Erling Haaland pasează către Pedri, care liber Morillo, ce neconvențional a sărit acolo, dar ce bine a sărit acolo și ce bine a oprit acel șut. Morillo e legendar, mă, tată, e legendar. Are și intervenții din astea, ce mai vrei, Bondo cu încălcâi spre Alejandro Balde. Și acum se duce Ronaldo Junior, pasa, putea să fie mai bună. N-a fost așa, o pasă lungă este însă Miranda. Ce jucător ați pierdut, City? Ce jucător ați pierdut, e caracatiță omul ăsta, întinde picioarele la toate fazele. Bondo îl vede acolo, liber pe Monteiro, nu scoate Bijlou până la urmă. Și este Miranda care a urcat și dă cu capul, dar prinde portarul cerul de la City. Final de primă repriză. Conducem cu 1-0 pe City la noi acasă aici pe Crowley Arena. Cu acești jucători extraordinari, cei de la City, bine, au mișcat în fața noastră, dar ne-a salvat de foarte multe ori Morillo, ca de obicei. Bianchi ăsta, ia să vedem dacă îl punem aici, primește plus 4, deci o să îi crească overall-ul dacă îl punem mijlocaș central. Pasă spre Zubimendi și acum este Erling Haaland. Bă, Miranda este excepțional. Este absolut excepțional, niște intervenții fantastice în acest start de sezon. Monteiro acolo către Youssou Keita, care își face mingea pe stângul și ar șutează cam aiurea. Lăsat-o Pedri pentru Erling Haaland și acum este Grealish cu un șut la distanță. Morillo nu deviază foarte bine, dar Doku nu trece. Doku, ce dribling frumos pe lângă Balde și este golul lui Doku, 1-1. În repriza a doua, nici n-am început bine repriza a doua, că deja este din păcate 2-2. S-a dus, ce dribling Balde, trimis la țigări acolo. Urât de tot, băieți. 1-1 Doku. Oricum City mult mai periculoasă în repriza a doua. Așa a fost și în meciul din cupă, din supercupă.
Ok, Paredes frumos, se liberează acolo spațiul, mingea către Max Aarons. Max centrează-o bine, este Ronaldo Junior acolo, nu, Baron, este Baron, nu, Max, este Baron. Minge către Nico, Bianchi din nou la balon, Bianchi cu un dribbling scaf, dar funcțional, e bine, totul e bine. Montiro acum pasă bună către Alejandro Balde, Alejandro Balde este liber acolo, în care este Youssou Keita. Youssou Keita, face celebrarea lui Haaland. Războiul începe în acest moment, băieți, între Haaland și Keita. Cine credeți că va fi atacantul mai prolific? Cine credeți voi? Doamne Dumnezeule, a făcut celebrarea fix în meciul direct. Cam trash talker ăsta, cam troll Keita. Îmi place rău de tot. Ce nervos este Guardiola, conducem cu 2-1, minutul 66. Bun, nu, n-a fost. Mamă, Joao Cancelo s-a întors la City, iată-l. S-a întors din împrumut și a rămas aici, aparent, și joacă titular în acest meci. Pedri trece bine, Pedri, nu-l putem opri pe Pedri, nu putem să-i luăm mingea, Pedri scapă acolo, trebuie să-l oprim, întoarce toată echipa, Pedri, fantastic, ce gol înscrie Pedri. Ne-a driblat toată echipa, o să intre dulapul în locul lui Lopez, pentru că a obosit foarte tare Alex Lopez. Driblată toată apărarea mea, Doamne, s-a întors acolo Pedri și din păcate este 2-2. Este 2-2 cu City. Doamne, ce echipă dificilă este City. Paredes acum minge către Max Aarons. Iar acum este Paredes către Cardozo și acum Monteiro se duce Youssou Keita. Youssou Keita trebuie să treacă acolo și să paseze bine Bianchi. Bianchi cu pasa către Youssou Keita. Șutul lui Youssou Keita spate Bijlou. A, Monteiro, geniul portughez. L-am văzut pe Teixeira care este liber acolo, Teixeira. Teixeira centrează, este Cardozo, mingea sare la Youssou Keita, gol, mă, minutul 87, Youssou Keita. Dar Teixeira cât de important a fost acolo, geniul tactic din nou funcționează, băieți. Din nou funcționează geniul tactic, a intrat Teixeira, s-a schimbat meciul. Liber acolo, nu se aștepta nimeni să fie atât de avansat, pentru că poziția stă ceva mai în spate, dar Teixeira a urcat mult mai mult decât ar fi trebuit. Ăla a fost un șut, n-a fost o pasă din foarfecă. Dar probabil se va pune ca asistul lui Cardozo. Și Keita înscrie un gol lejer acolo după ce mingea ajunge la el. Cu noroc, două goluri într-un meci și deja războiul merge de partea lui Youssou Keita. Haaland trebuie oprit. Nu l-am oprit, dar l-am faultat, l-am pus pe jos pe Haaland. Și își încurcă cu echipierul pe Pedri, dulapul recuperează și cred că asta a fost, câștigăm cu City în sfârșit. În sfârșit, în 90 de minute câștigăm cu City pentru prima dată. Data trecută i-am bătut doar la penaltiuri. A fost 2-2. Dar astăzi reușim o victorie clară în fața celor de la City. Mă rog, clară în sensul că am câștigat 3-2. Ce să facem? Balde este omul meciului cu gol și pasă de gol, 8.8. Keita două goluri, Bondo cu o pasă de gol. Nu s-a pus asist pentru Cardozo, pentru că a fost din șut pasa aia. Meciul 2 de azi cu Tottenham, 0 puncte pentru ăștia, au pierdut prima partidă, așa că putem să profităm de acest lucru și să urcăm printre primele locuri după două meciuri. Jucăm însă în deplasare, au cea mai bună echipă în teren, noi jucăm cu Jong Sang-bin și Juric. În rest, echipa este exact ca în meciul trecut cu City. Elmas acolo, nu, pierde Miranda, foarte ușor, bară pentru Spurs și avem noroc, ce bară acolo, depășit Morio pentru prima dată. Elmas pasează spre Gonzalez și acum este Kane, lancușutul scoate Morio, ne-a luat tare rău Tottenhamul. Todibo, un jucător foarte interesant pe care Barcelona în realitate l-a pierdut pe o sumă infimă și care începe să joace din ce în ce mai bine și să capete o reputație din ce în ce mai bună, acest Todibo. Tipic Barcelona. Și acum este Keita la minge. Youssou Keita cu o pasă acolo, să sperăm. Bună către, nu, Monteiro, dar este Keita care nu bagă mingea în poartă, trece prin fața porții, unghiu greu. Trebuia să bage exteriorul totuși. Este aruncare de la margine, Doamne, șut în out. Wow, Keita. Nu prea jucăm mare lucru în această partidă, ne lipsește ceva la mijloc, ne lipsește un jucător de creație, Miranda, fantastic, Caracatița își face treaba, tată, Keita acum la minge și nu trecem de apărarea lor, o apărare foarte solidă, e greu, Lang găsește pasa către Gonzalez și este gol până la urmă. Pe final de primă repriză, apărarea mea a încetat să mai funcționeze și din păcate suntem conduși de Tottenham, caută răzbunarea Tottenham.
Caută răzbunarea. Dar ori vor primi? Să sperăm că nu. Să sperăm că putem întoarce. Da, la pauză o să intre Cardozo, Ronaldo Junior, Juriști va ieși, o să intre Teixeira și va intra Monteiro în spate. Și va intra și Dulapul în locul lui Alex Lopez. Și din nou pericol la poarta noastră. Pericol mare acum, Elmas în careu, pasează către Lang, Lang cu șutul, scoate Morio. Oricum, un unghi greu, dar capitanul ne scoate din probleme încă o dată. Și ar trebui să urce aici, Keita, pasa e super bună, trece de Todibo și Keita înscrie! Aia zic, mă, în sfârșit, odată trece de Todibo și a înscris Yusu Keita și face... Aia zic, este 1-1, reușim să egalăm pe Tottenham în a doua repriză după o pasă superbă a lui Paredes, care este foarte underrated, dacă mă întrebați pe mine. Și voi ați zis, mulți. Paredes was robbed când v-am pus să votați jucătorul sezonului, pentru că nu l-am inclus acolo, dar numerele au vorbit acolo, din păcate, mai ales în cazul lui Beto. Paredes către Teixeira, Teixeira găsește mingea aia perfectă, dar Todibo este incredibil al dracu. Doamne, Todibo ăsta, fantastic fundaș. Și este Almada care pasează la Harry Kane, liber Rashford și înscrie acesta, fantastic. O să intre Parker în locul lui Nico, care a obosit foarte tare. Și o să mai schimbăm câte ceva prin echipă. Ne trebuie niște forțe proaspete. O să intre și Bianchi în locul lui Paredes, care a obosit foarte tare. Balde este și el super obosit, dar nu mai avem schimbări. Aoleo. Este Monteiro acum la balon, pasă către Parker, bună pasă către Cardozo și acum este Teixeira la balon, care nu dă drumul niciodată la minge, mă. Dau pe pasă, nu știu, mai face el 7 atingeri până să dea drumul la pasă. Senzațional, gândește el de la sine că așa se face. Gonzalez încearcă, dar nu-l păcălește pe Balde. Și Miranda respinge mingea. Mai avem câteva minute la dispoziție să egalăm în acest meci. Teixeira trebuie să dea pasa vieții lui și o dă superb acolo. Yusu Keita cu 4 goluri în 2 meciuri. Pe final ne salvează încă o dată Yusu Keita. Bă, vă dați seama cât de sus probabil am fi fost dacă nu se accidenta Keita în sezonul trecut. Vă dați seama că puteam să câștigăm, poate, mă rog, nu câștigam titlul, dar un top 3 poate am fi putut prinde. Sau măcar top 4 să mergem în Champions League. Yusu Keita fenomenal. 2-2 cu Tottenham la ei acasă. Ținând cont că suntem în deplasare și jucăm cu Tottenham, care pare să joace mai bine decât în sezonul trecut, e un rezultat bun și cred că un rezultat cinstit. A jucat foarte bine Tottenham, mai bine decât City. Vine ofertă de transfer pentru Bondo de la Adiz. Hai să vedem, să negociem 7,5 milioane. El e cotat la 7,5 milioane, are totuși 22 de ani, cred că putem obține mai mult de atât pe el. O țin și-o pe a mea cu 10 milioane atunci, dacă tot. Și voi o țineți pe a voastră, păi și nu ajungem nicăieri. O să mai scad eu, hai că cedez eu un pic, 9,5 milioane atunci. Scad eu. Și evident că acceptă, voiau sau... Bă, chitrele dracu, mă, chitrele dracu, mă. Da, Berardi este exciting prospect, a crescut 3 puncte și o să-l punem pe lista de împrumut. Mamă, dar avem o grămadă de jucători pe poziția asta, este incredibil pe poziția de cam. Avem Berardi, Canales, Vitale, Teixeira, Kulis, Monteiro, Susar și toți au un potențial extraordinar, deci o să fie bătălia dracu. Vine și simulare în Carabao Cup, am picat cu AFC Wimbledon, jucăm cu rezervele în mare parte în teren și haideți să vedem rezultatul final, care este 4-0, Cardozo, Juric, Jong Sang-bin și din nou Cardozo. Avem și grupa de Europa League, Crawley, Fenerbahce, Midtjylland și Rapid Viena. O grupă lejeră, zic eu. Ce echipe mai sunt pe aici? Rangers, Rennes, Real Betis și Ajax în aceeași grupă. Bun, sunt șanse mari să scăpăm de una dintre ele, zic eu. Mai ales că au cu Young Boys acolo, au picat cu Young Boys. Hajduk Celtic cu Atalanta, parcă să știa, nu? Spurs sunt și ei aici. Uite-mă că au ajuns în Europa până la urmă. Feyenoord, Braga. Mamă, ce grupă grea și Shakhtyor. Mamă, ce echipe aici. Am prins grupă super ușoară. N-avem oare vreo echipă din România? Torino, Beşiktaş, Frankfurt, din nou o grupă dificilă. OM cu Mainz, Galata, Real Sociedad, Nice, Vitesse și Panathinaikos. N-avem nicio echipă din România. FCSB în Champions League, iată, cu Bayern München, Inter și Villarreal. Aoleo, dar cu ce au greșit? Am găsit un jucător liber de contract, un cam care poate juca și CM și CF, poate juca peste tot băiatul ăsta. Este liber de contract, Phil Meyer, cotat la 12 milioane, așa că haideți să-l luăm gratis pe acest Meyer. Ce dracu salariu să-i dăm, 20.000 și 300, de fapt îi dăm mai mult, 25.000 la semnătură, că au cerut ăștia mai slabi decât el au cerut.
mai ok și vrea mai mult, evident, dar bine că a dat așa că poate refuza după. La 10 apariții nu îți dau bonus, stai liniștit, calmează-te. 28.000, vine, ne luăm nemțău, băieți. Maier, vine Maier, haide Maier. Are 75 overall, uite că am ghicit, mă. 81 pace, are 67 shooting, 75 passing, 77 dribbling, 50 defending și 62 physical, cotat la 12 milioane. Meci cu Liverpool, au două victorii din două, cei de la Liverpool probabil sunt pe primul loc, noi suntem pe locul 5, trebuie să câștigăm cu Liverpool. Așa ar fi cinstit, așa ar fi corect, nu? Rudiger, Inacio, Arnold, au echipă bună, noi jucăm cu băieții ăștia, ca de obicei. Dybala, Gakpo, l-au luat pe Dembele, hai marș, măi. Să înceapă partida cu Liverpool, încheiem această sfântă treime cu Spurs, City și cu Liverpool astăzi și să sperăm că o să terminăm pozitiv. Nu aș vrea să avem sfânta treime a rezultatelor totuși, adică victorie egal și înfrângere cu Liverpool, n-ar fi deloc plăcut. Așa că haideți să avem și noi două victorii, nu? Așa ar fi frumos. Keita acolo cu șutul, Alisson are probleme. Un șut de nicăieri care pune probleme portarului brazilian și acum Monteiro, genul portughez, bate, este Keita acolo, nu câștigă niciodată la cap. Oare este acel Muniain? Nu cred, cred că este ceva rigen ăsta. Oh, ce pas al lui Dembele, ne pune problema, mă, Dembele. Dembele la Liverpool, cred că este cel mai bun transfer pe care l-au făcut în viața lor, extraordinar. Până acum a fost cel mai bun jucător de pe teren, Dembele. Și joacă excepțional de bine, dar niște pase fantastice și aici a deschis jocul extraordinar. Ne-a distrus apărarea cu pasa asta. Superbă pasa și pe acolo și e gol și... Suntem conduși. Dybala marchează. Liverpool, prima șansă la titlu în acest sezon. Cu acest transfer, cred că da, sincer. Dembele este fenomen. Peste City, peste Tottenham până acum, dar se duce Monteiro. Nu cred că a fost offside aici. Youssou Keita înscrie. Când problemele apar, pe cine suni? Youssou Keita. Aia zic, zice Youssou Keita, știu, așa a zis. Mi-a răspuns, a zis, da, pe mine mă sun boss. Este marcatorul, are 5 goluri în 3 meciuri până acum și meciul 3 nici măcar nu s-a terminat. Foarte frumos trece, Nico Gonzalez, este aici Cardozo, care pasează bine către Balde. Balde centrează către Keita, nu, plasa laterală, dacă o băgași de acolo. Ia uite-l pe Klopp, nu mai zâmbește, nu mai, nu-și mai arată dinții Klopp. Dybala pasă către Llorente, superb tackling al lui Alex Lopez. Și acum este Keita, se duce fiul lui Ronaldo, cred că a fost însă offside aici, dar nu este offside, ne ducem! Hai Cardozo și tu! Nu se poate așa ceva, doamne Cardozo, cum ratezi, omule? Mamă, l-au și pe Rafinha? Ăștia au mutat Barcelona? S-a mutat Barcelona la Liverpool și nu știu eu. 1-1 cu Liverpool, Keita ne salvează din nou după un match groaznic pentru noi, nu jucăm nimic. În afară de ocazia, am avut ocazie cu Cardozo, care a ratat din păcate, dar asta este. O să debuteze Maier la pauză, îl băgăm aici. Scade overall-ul dacă îl băgăm, dar nu e nicio problemă. O să intre și Teixeira, omul de repriza a doua. Și o să debuteze și Bell într-un meci pe care îl jucăm, vreau să văd ce poate Bell. Este aici Gakpo, depășit Alex Lopez. Miranda trebuie să fie caracatiță în continuare și să intercepteze viitoarele pase. Dar, trec ăștia aici. Lopez, ce faci Lopez? Ce faci, Lopez? Ce faci? Ce faci? Aia a fost degajare? Aia a fost degajarea lui Lopez? Ce a însemnat această arătare de... Ah, îmi scrie Usman. Din păcate, și acum este Alisson. Oh, greșeala lui Alisson și este Cardozo care înscrie. Gafele vin una după alta și s-a oprit camera. Mă scuzați, domnii mei, nu o să mă vedeți. Egalăm după o gafă mare a lui Alisson. Se întrec în gafe jucătorii pe teren în acest moment. Se întrec în gafe. Gata, am revenit, suntem aici. Bun, a picat camera, nu-i nimic. Să sperăm că n-a picat de mult totuși. Intră Darwin Nunez în locul lui Dybala la Liverpool. Llorente pasă spre Usman. Dembele, pericol aici. Darwin, șut, nu era Rafinha. Era Rafinha care face 3-2. Nu se poate așa ceva. Hai să schimbăm și noi câte ceva pe aici. O să intre Jong Sang-bin. O să intre Castro. E imposibil. A jucat fantastic omul ăsta. Paredes însă pasează acolo către Youssou Keita care scapă. Youssou Keita cu centrală către Jong Sang-bin. Nu! Respinge John Stones. Darwin pasă către Montiel. Nu putem să oprim, nu putem să oprim. Nu putem, pur și simplu. Rafinha trece și este 4-2. Ce atac are Liverpool.
Ce jucători are Liverpool aici, este 4-2 și completăm sfânta treime. Înfrângere egal victorie în acest episod. Maier ăsta a intrat, n-a jucat nimic, măcar scoatem 12 milioane pe sezonul viitor. Sangbine a intrat, n-a mișcat nimic, Cardozo gol, Keita gol, Teixeira și Monteiro pasatorii decisivi. Morioș 5.9, n-a avut nici el un meci prea strălucit. Usman Dembele, evident, omul meciului, a jucat fantastic. Fantastic. Atletico Madrid și-a pus un jucător pe lista de transferuri. Fabian Ramirez, cotat la 9 milioane, putem să luăm probabil pe mai puțin. Este pus pe listă un jucător de 19 ani, spaniol, cu potențial destul de mare, cu niște stețuri foarte bune, passing mare, viteză bună, dribbling pe acolo cât de cât decent. Chiar stă bine, long pass, short pass, cam tot ce ne trebuie nouă la centru. Pentru o sumă foarte mică, 9 milioane, dacă ne întrebați aici așa, la Quick Enterprises, este bine. O să încerc să-l iau pentru 8 milioane jumătate inițial, să vedem ce zic cei de la... Perfect, vor să scape de el, noi oferim suma lui Simeone și acceptă. Pe ăsta nu mai scoatem la cafea, săracul, vine de la Atletico și nu-l scoatem și pe el la cafea. O să-i oferim, o să-i mărim salariu, vă dați seama, și o să-i dăm 300.000 la semnătură. 30.000, 300.000 la semnătură. Mai vrea și la 5 goluri. Bine, mă, că nu dai tu 5 goluri, mă, stai, mă. Poate, da, poate dăm simulări și dăm 100.000. Dar e ok, mă, e o sumă bună. Vine Ramirez, Ramizer. Vine Ramizer la echipă, băieți. Ofertă de împrumut pentru Vitale. Loan to buy? Nu. Loan simplu, dacă vreți, altfel nu. Ofertă pentru Jong Sang. Bine, hai, duceți-vă de aici, mă. Ofertă de împrumut pentru Sala, left back-ul nostru. Mamă, ce transferuri s-au făcut în perioada asta. Guardiol, Timber, Kokciu, ia uitați-vă, toate peste 100 de milioane. Vine ofertă pentru Parker până la urmă, dar va pleca în iarnă dacă o acceptăm, așa că o să o negociem, că a trecut perioada de transferuri. O să cerem 4 milioane jumate măcar pe el, măcar să scoatem o sumă mai decentă și acceptă. Va pleca la Monza în iarnă, Parker, până atunci ne găsim noi jucători. Ofertă pentru Paredes, ne dau ăștia un left mid. Marș, mă, de aici. Bă, scouterii erau liberi, bă, și eu nu i-am trimis. Doamne Dumnezeule mare. Olanda. Cam rar am trimis prin Olanda. Cred că doar o dată am mai trimis. Chile. Hai, mă, în Chile, tată, să vedem. Data viitoare debutăm în Europa League, băieți. Trebuie să câștigăm neapărat această competiție, să mergem în Champions League în sezonul viitor, să fie frumos. Like! Dați like acolo și ne vedem data viitoare. Vă pup. Mersi frumos de vizionare. Pa!